Dumnezeule veșnic și împăratea toată făptură, cel ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas. Iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul, cu gândirea, și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, căsculându-mă din ticălosul meu așternut bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele. Și mi-ajută cu harul Tău să calc pe vrăjmașii ce ți se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Izbăvește-mă, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cererele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută-mă!